Băsescu sprijin ultima măsură a guvernului, BNR nu avea această putere. Guvernatorul BNR, Mugurisrescu, susține măsura guvernului de a organiza Comitetul Național pentru Aderarea la Zona Euro. El susține că pentru a realiza acest obiectiv este nevoie de obținerea consensului național, ceea ce BNR nu are fora necesar să obțină. Această comisie înființat prin UG suspendă activitatea unui alt comitet, acolo unde s-au discutat inclusiv detalii tehnice, inclusiv modul în care se va tipri moneda în România, pe măsură ce trecem la zona euro. Comitetul guvernamental de trecere la euro, unde erau prezenți premierul României și guvernatorul BNR, acesta este suspendat, citim cu atenție ordonana. Această nouă comisie are rolul de a duce la capăt procesul și de a obține consensul național. Eu sunt de acord cu această comisie pentru că știu cât de laborios este procesul acesta de obținere a consensului național. BNR nu avea această putere, în timp ce guvernul o are. Comitetul guvernamental de trecere la zona euro este suspendat. Comitetul de la BNR, care este pur tehnic, funcționează în continuare și noi am luat decizia ca la aceste dezbateri să invit mei doi reprezentanți ai partidelor politice, chiar dacă discuțiile sunt pur tehnice, a declarat guvernatorul BNR, Mugurisrescu. Isrescu a atras atenția ce odată ce se vor face pași spre aderare va fi nevoie de modificări substaniale la legea de organizare a băncii naționale. Sunt cel puțin 20 de amendamente care trebuie aduse legii de organizare a BNR pentru a putea trece efectiv, arată Mugurisrescu.